Procurorii din județul Neamț au deschis un dosar penal pentru braconaj după ce un localnic din comuna Tarcău a găsit vineri sub un pod mai mulți saci plini cu resturi animale, relatează ziar Piatra Neamț. Cetățeanul a anunțat autoritățile, iar în urma anchetei s-a descoperit că un urs a fost ucis, tranșat, apoi pus în saci de plastic și aruncat la marginea pădurii pe malul unui pârâu. Zona în care au fost găsiți sacii se află pe raza unui fond de vânătoare gestionat de Direcția Silvică Neamț. Autoritățile au stabilit că paguba se ridică la 40.000 de euro, iar pedeapsa pentru braconaj este de închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă. Potrivit unor surse, braconierii au luat doar carnea, lăsând în saci resturile care nu puteau fi consumate. Polițiștii continuă cercetările sub coordonarea parchetului de lângă judecătoria Bicaz, transmite purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț, Georgiana Pușcașu.